Antonele? Da. Ăsta e bunicul? Da, ăsta e bunicul familiei, am auzit. Și nu De-aia îl mai pot, căutam pe Vito. lasă-mă în pace, nu mai pot. Salut, dar Tigrul ăla sau puma, ce-o fi? Un nou videoclip. Ce puma? Aici alături de Uzi, după cum puteți vedea. Ce puma? Da, ele au întors, bă, frate, bă, tataia s-a reîntors. Și au revenit în forță aici, blană, bombă. Este mă. Pisică de muncă. Bă, pumele sunt negre, mă. Vom merge aici alături de pumele sunt negre. Cum puteți vedea. Ce doamne, uite ca asta de pe spatele meu. Hai să începem să-i dăm drumul la roleplay, fraților. Tocmai și l-am readus. Mamă, ce Antonel. Ce vă, mă, tătișoare, mă, vreau să te întreb și o chestie. Eu. A apărut cineva la ușa mea și mi-a zis dintr-o dată că e bunicul meu și că tu ești... Nu. Ia, uite, el este. Cine? Ăsta? Îl recunoști? Ăsta de aici. Dă-te, mă, că nu simt respirație, bă. Uite ăsta, îl vezi? Salut! Ai de capul meu și de zile mele. Vezi? Este adevărat, mă, tati, mă, sau mă minte? Ai de capul meu. Ce? E fals? De ce cauți aici? Îmi pare rău. Îl cunoști? Îmi pare sincer rău. Ia zici, de ce anume îți pare rău? Că te-am părăsit. Rău. Când aveai mai mare nevoie de mine. Pe toți! Aolo, bre. Ce ți-aș face eu acum? Nu! Promiți? Da, promit! Jur pe cioaca. Mamă, m-aș asigura eu că nu mai... Nu! M-aș asigura eu că te bag undeva de unde nu mai ești niciodată. Nu, că s-a dus, s-a băgat Maria acolo, lasă. Maria... A intrat ea. Mai știi când te dădeai la nevastă, mi-a tus ceapa. Tati, da, nu te-o nimic. Eu nu mi-am dat aminte. Tati, da, mi-ai spus că a murit. Erau scroate sau tata meu. Măti. Mi-ai spus că a murit tataia meu. Da, bă, poate mă mușcă ăsta. Explică-mi și mie, Houdini de Los Santos. Cum te-ai întors, David Blaine? De fapt, Vito te-ai supărat. Ai făcut o scamatorie? Vito? Nu. A? Vito? Când v-am părăsit, atunci n-am zis la nimeni. Aaaa, am înțeles, ești 200-300 echipi aici, ce n-am luat. Animăluțul ăsta? Nu erau, e miții cu minte. Vito? A? Mângâi el pe burtă. Ce face? Moșu? Ce face? Nu, că să îl rezolvăm. Momentan. Nu, momentan. Păi, tataie, momentan nu, că nu e... Fiule, putem vorbi ceva între patru ochi? Voie. Aaaa, secrete, bătrâne, cred că-ți descarfă două, trei gloații. Nu, că vreau să vorbim ceva între patru. Așa, prietenește. Da, ca de la... Prietenește, mă. Nu, ca de la... Mamă, un glonț. Nu, mulțumesc. Nu, că ții la părul meu, tocmai ce mi-am făcut implant de păr. Ăsta, da. Da? Nu. Cu implant de păr. Nu. Ai bani. Pără? Te mă, tati, băi, calmează-te, bă, tati. Da, deci, ascultă-mă, vreau să vorbim ceva între patru ori și-ți promit că tot ce-ți voi spune te va convinge. Calm. Ia uzi-mă, tati. Cu mine sau cu Antonel? Cu tine. Cu Antonel am vorbit deja. Nico. Ia stai, Antonel, să facem vrăjeala ieftină în bani. Uite-l pe la îndreapta, uite-l pe la îndreapta. Aoleu, să moară familia mea de nu-mi iau eu bătaie. Tati! Bă, eu nu mă apropii de la bă, că mi-e frică, bă, ce cane. Nu, e blând, e blând. Băi. Uită-l și pe ăla, după... Că te-a prins de... Ce bă, fiule? Hai că vin toți, fiule. Ia zi. Pare rău că v-am părăsit, bă, fiule. Dar îmi pare sincer. Da. Nu știu cum eu să zic ție. Dar știi că... Da. Lasă-și, ce? Îți pare rău? Da, îmi pare sincer. Vreau să vorbim altceva, dar... Da. Că v-am părăsit. Și pentru tot ce-am făcut. Ce faceți, mă, acolo, mă? Bă, calmați-mă, potoliți-vă, ce tot aveți? Lasă-mă, știu, vor bine, era într-o altă zi cu soare. Avem prea mulți ochi. Bă, cine e derbedeul ăsta? Aveți, care derbedeul? Ăsta-i ciocan, văr cu noi, tati.
Nici nu există așa ceva, dar e verișor. Ciocan, nume ce? De familie? Prenume? Nu, așa îi zic eu, Ciocan, nume ce capare. I-a văzut Cioca și numele meu e Fabi. El cheamă Fabi, dar eu îi zic... Nume de prost. V-ați făcut amândoi modă cu tatuaje pe gât, a? De la... Cum te cheamă? De la păi nu, că el s-a luat după mine. Mă, fiule, el s-a luat după mine. De când te-am părăsit, văd că ai ajuns rău. De ce te-ai tatuat așa? Eu? Păi sunt rău, mă, tataie, mi-am făcut aici pe gât. Tu ești nepotul, eu vorbeam cu fiul meu. Eu? Da. Da, cum adică, auzi? Mamă, ce rău ai ajuns. Cum să nu fac tatuaje? Vreau să mi le scot cu magnet, să mă duc să le scot, să-mi pun Zici că te-a tatuat satana înainte, stia. Păi, bă, ori suntem vagabonți, ce doamne iartă-mă să... Păi, ori suntem de RBD, ori nu mai suntem. Ce ne-ai, bă, ne respectăm. Da, mă, mie nu-mi plac tatuajele. Bă, ajuns... Păi ce să-ți fac, bătrâne, că părintele tale nu mai trece nimic. Nici acu, nici. Iar am făcut că ai fost și la sala, ai făcut mușchi, arăți bine acum. Uriță. Da, mă, ia uite, mă, rup în două aici, nebun. Văd, ia uite, ai mâna cât am eu capul. Dar să nu dai cu pumnul la mine, că bun. Poate sare proteza. Da, a găsit și pe Maria, asta e Maria, tinerețe. Ia uite, mă, vacare, mă, mână. Ce fa, Mărie, ce faci? Fiu, nu știa ce miroase? A, prost! Miroase. A, grătar? Da, grătar! Colega. A, prob! Să facem un grătar, da, prietena lui Vladimir se supără. Bibișor, vino puțin, Adrela, tu știi să... Știi că ține la Lola. Ce? Ia dați-mă mă la o parte. Hai fiule, fă cum ți-a zis maică ta. Fii mâna pe țuță și faci cum faci. Hai, adică ți-a explicat într-o zi cu soare cum se face. De fapt, ești pe cealaltă vacă de... Hai, vacu! Nepotul, adică vărul meu? Hai, vacu, hai sus, hai! Ce vărul tău, mă? Hai, vacu, hai cu tata. Bă, tu știi ce e la văr? Nu, n-am lăsat definiție. La... Bă, cine e aia? Adrielo! Colega, a căzut vaca. Aia Anastasia. Sunt eu, aia Anastasia. Mai căzut vaca. Scuze, mai încur. Scuze, colega, scuze. Fiolet, vrei să zici că pe cine înseminezi tu, de acolo iese vărul tău, nu? Hai, mă, Didi. Păi pentru mine toți sunt veri, mă, tădișoare. A, până și fiul tău e vărul. Ce faci, mă, Adrielo, mă? Tu vezi ce-ți face, mă, Adriela? Nu, stai că tu... Doamne. Avem trei vărși la pământ. Hai să facem o poză cu Mitsubishi. Care a treia, mă? Bă, uite, e și aia de la mașină. Uite-o. Tu, mă. Mitsubishi la o poză. Păi da, fu și vaca, vaca, da. Și vin zărbidii ăștia pe aici. Asta sper că e, da. Mă ocup eu, baron. Petișoare, mă gândeam să ieșim la un grătar. Ce zici? Da, că a venit tataia acasă, în cinstea lui tataia. Vino încoa, tătișoare, că mi-a fost dor de tine. Hai să-mi ascund ea tagan. Vrei la grătar? Nu, da. Da, vreau la grătar, mă, tată. Dar nu știu. Cum adică nu știu unde? Pe mal. Am uitat, mă, vină cu astea un braț, mă, vină cu astea un braț. Câtă iubire pe tine în această seară. Vito, Vito, Vito. S-a dus. S-a dus. S-a dus. N-a spus de ce. Da, frate, gama cu acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. O să revenim cu un live blană de luni încolo, de... Marți, miercuri, încolo, nu știu exact de când, dar o să revenim cu un live blană, fraților. Și nu uitați să apăsați butonul de like și hai să strige cât mai multe like-uri ca să revenim cu live-urile alea. Blană, bă, fraților, bă, hai! Vă împărtătea și mă iubește pe toți, salut!